Da, domne, mă uitam la clipul acela cu Oda despre Traian Băsescu, care am făcut și postat pe YouTube cu ceva vreme. O secundă să nu stau așa, că am ventilatorul și s-ar putea să pârâie un pic în microfon, că nu avem aer condiționat aici și e un pic cam cald. Așa, domne, deci după cum ziceam, mă uitam la Oda aia cu Traian Băsescu, care am făcut-o eu acum vreo câteva zile, care pe foarte multe persoane le-a revoltat, nu știu de ce. A fost un dans haios care l-am făcut eu în stradă și, domne, sunt foarte mulți băsiști pe internet în principal, care fac așa spume la gură, spumișoare așa pe la gură, așa ei, domne, că, domne, ce cetățean revoltător sunt eu, ce comportament de cetățean, uitați cum, cum sunt votanții USL-ului, ce fel de persoane sunt ele, domne. Nu se poate, asemenea comportament, mamă, ce am făcut lui Băsescu, și ce să mai zic? Și zic, domnule, dacă vouă vi se pare anormal că am făcut și eu un dans haios de bucurie că l-a suspendat Parlamentul pe Băsescu și asta vi se pare vouă anormal, revoltător, așa, incredibil, șocant, în comparație cu alte lucruri cu adevărat grave, eu personal cred că aveți niște probleme așa de, nu știu, de înțelegerea unor lucruri de bază. Adică dacă în timp ce unii au jefuit o țară, și-au bătut joc, au tăiat, au făcut, vi se pare revoltător faptul că filmez eu o odă la mișto despre cum a căzut Băsescu sau altceva, nu aveți niște probleme. Acum, bineînțeles, am nevoie să spun eu faptul că pe internet și pe YouTube și pe peste tot sunt persoane plătite să dezinformeze și să vorbească că domne, se dă lovitură de stat, că ce face, nu știu ce, că sunt disperat să rămână la putere și acum pe internet sunt tot felul de securici. Nu, mai sunt și cetățeni care chiar îi duce, ca să zic așa, capul să creadă unele lucruri care le spun. Dar nu, numai. Oricum, motivul pentru clipul ăsta este că urmează să imprim, să fac ceva haios din nou după acea odă. O să filmez eu un mic test, o mică simulare despre referendumul de la 29 iulie, în care vreau să vedem dacă domnul Traian Băsescu pleacă sau rămâne. Asta este chestia. Deci acum o să fac eu ceva interesant în ceea ce urmează. Să vedem dacă domnul Traian Băsescu la referendumul de pe 29 iulie pleacă sau rămâne. Așa că, fără să mai întârziem, să înceapă testul. Așa, pentru început acum o să-l pregătim pe domnul Traian Băsescu pentru acest test. Îl pregătim chiar acum în cele ce se poate vedea. Așa, ia uitați-l aici, este bine domnul Traian Băsescu. E cu foarte mulți bănuți în mână domnul Traian Băsescu aici. Cred că sunt banii de la tăierile făcute pensionarilor, bugetarilor și persoanelor cu handicap, care foarte multe din cauza lui Traian Băsescu, de-abia și mai duc zilele în această zi, știi? Și, uite, ăștia-s bănuții făcuți din tăierile pensionarilor, bugetarilor, etc. Vedeți aici? Așa, deci avem pe domnul Traian Băsescu, l-am pregătit. Este gata pentru test, domnul Băsescu. Așa că să continuăm. Așa. Bun. Aici. Bun. Și acum să ne pregătim de simularea referendumului din 29 iulie. Și să vedem dacă domnul Traian Băsescu pleacă sau rămâne. Deci, pentru început, hai să-l punem la locul lui pe domnul Traian Băsescu. Ia să-l punem mai frumos aici, la locușorul lui. Ia, uite ce bine stă domnul Traian Băsescu aici, vezi? Acum, nu știu dacă domnul Băsescu pleacă așa luat dur de tot sau trebuie să luăm un pic și cu periuța, știi că domnul Traian Băsescu s-ar putea să vrea să luăm un pic cu periuța ca să plece. Și acum să încercăm chestia asta, luăm cu periuța cu care credeți și cu periuța aceasta îl luăm noi pe domnul Băsescu. Ia, haideți domnul Băsescu, haideți domnul Băsescu, la referendum domnul Băsescu, haideți. Ia uitați domnul Băsescu, așa domnul Băsescu, hai, opa așa domnul Băsescu, opa așa, opa așa domnul Băsescu, ia uite ce bine asta, așa domne, cred că s-ar putea să trebuiască să-l ajutăm un pic cu niște asta, stai un pic, luăm doar așa un pic de hârtie, că nu-i nevoie de multă, s-ar putea să aibă nevoie de niște ajutor, domnul Traian Băsescu, ca să poată să plece.
Așa, și acum cred că domnul Traian Băsescu este pregătit de referendum, da? Acum suntem la referendum și urmează să votăm. Votăm în 3, 2, 1, vot! Votați, votați! Haideți, se votează, se votează, se votează și s-a încheiat votul! Opa, se pare că domnul Traian Băsescu a plecat. Ia uite, a trecut domnul Băsescu de referendum. Se pare că simularea mea a fost un succes. Domnul Traian Băsescu nu rămâne, nu? Ia uite, n-a mai rămas domnul Traian Băsescu și a plecat. Uite, pe aici a plecat domnul Traian Băsescu, vedeți? Bă, deci dacă testul meu a fost unul corect, s-ar putea să însemne că la referendum, bă, chiar pleacă domnul Traian Băsescu. Ce ziceți? Pleacă la referendum sau nu domnul Traian Băsescu? Dacă la referendum să plece. Bă, și cam asta a fost simularea mea. A fost un succes din ceea ce vedem. O să sperăm că e pe bune și că o să se aplice. Știi? Testarea mea de referendum. Deci la 29 iulie să mergem la referendum și să sperăm că așa o să fie, cum am văzut aici. Să fie cu bine.